Hai, salutare! Bine v-am regăsit cu un nou videoclip, n-am mai postat de, cred că o lună. Să refaci o lună, vreau să văd dacă mai e cineva pe canalul ăsta. Hai să vedem dacă facem cu videoclipul ăsta, măcar... Puh, nu știu cât să zic, 20 de like-uri până mâine, e ok? Având în vedere că n-am mai fost de mult și n-am mai postat, nu pot să am pretenții foarte mari. E că probabil că mulți s-au dezabonat, mulți s-au ieșit. Dar vreau să revin cu un videoclip pentru că cred că în ultimele două luni n-am mai reușit să ajung la 11 victorii cu un deck. Și am zis că dacă tot îi să am șansa să fac 12 victorii, să avem cheia aia maximă, care toată lumea și-o dorește, și reward-urile aia cele mai faine, am zis că hai să-l facem pe live și acum o să vedeți, o să-l postez indiferent că-l câștig, indiferent că-l pierd, ca să vezi exact cam ce poți să speri la 11 victorii. Sau la 12 victorii, să vedem. Deck-ul e foarte mișto, joc de vreo oră jumate deja, merge foarte bine. După cum vezi aici am 11 cu 2, am pierdut 2 chiar la început. Nu știu cum de s-a întâmplat, se pare că ultimul boss va fi un priest. Hai să vedem ce poate să-mi facă mie priestul. Bă, mi-a fost dor să mai fac așa videoclipuri, n-am mai făcut de mult timp, s-au întâmplat niște chestii în viața mea și acum pot să zic că mi-am revenit, sunt ok și hai să vedem, poate că mai, dacă văd ceva, oameni că mai vor să mai vadă gen videoclipuri, nu știu dacă mai e cineva pe canalul ăsta, foarte bine. Vreau să vedem. În primul rând vreau să fac 12 victorii, cum ziceam, n-am mai făcut de ceva luni. Băi, cartea asta mi se pare broken. Și... bă, mi-a fost și dor de voi. Chiar m-a fost dor de voi. Dar, oricât de mult mi-a fost dor de voi și să vorbesc cu voi, meciul ăsta o să fie puțin cam concentrat, pentru că suntem la 11 cu... știi ce zic? Nu e chiar de... cum putem juca aici cel mai frumos? Așa, cred că... O să facem trade-urile în principiu cu priestul, măcar vrei să controlezi cât de cât tabla, pentru că are multe bafe și nu vrei să-și bafeze ce are pe tablă. Prefer să... să-i omor gen tot ce pune pe tablă, dacă pot. Băi, foarte, foarte mișto deck-ul ăsta. Ce joacă la tura 4? Ok. M-am speriat un pic că e mai nașpa, dar e... ok, aici îmi place. Așa, bafăm. Așa. Din păcate e numai 2 la ăsta, dar măcar rămân cu aceeași mod pe tablă, în sensul că am tot 4, deci pot să, în caz că pune ceva pe tablă, pot să fac trade-uri foarte bune. În mână am draw, care dacă mor 3, na, s-ar poate întâmpla. Chiar m-am gândit că poate are un Nova și chiar se poate întâmpla, pentru că numai cu Nova puteam să fac chestia asta. Deci Nova a fost singura variantă ca să pot să joc tura viitoare asta, pentru că nu prea multe cărți rămână și sincer pe arena contează foarte, foarte mult să ai tot timpul avantajul cărților. Cu cât ai mai multe cărți rămână și ai opțiuni și dacă mai reușești să ai și pe tablă măcar 2-3 cărți, e foarte bine și tot timpul o să fie în avantajul tău chestia asta și să te ajute pe decursul ranului să ajungi cât mai departe. Dacă ai ceva draw card sau ceva, uite asta de exemplu, urâtă, nu mă place. Dar ne descurcăm, ne descurcăm. Asta nu-mi place deloc cartea. Urâtă, urâtă. Dar hai să vedem că ne găsim noi ceva aici. Ideea e că nu pot să-l omor pe ăsta. Foarte eficient, pot să-l omor, dar nu știu dacă merită. Chiar nu cred că merită. Mai bine joc și eu ăsta. Și mai descoperim ceva mech. Bun, 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 dăm. Bun! Bă, e taunt. E taunt, deci o să-l luăm. Atât. Nu e cazul să se aplice efectul ăla. Sigur am neutral cards. Da, da, da. E imposibil parena să nu ai. Ai o carte bună. Ai o carte foarte, foarte bună. Nu-mi place să o văd, în general. Da. Știi cum e? Pe arena, dacă ați mai jucat și ați observat, pe cum urci cu victoriile, îți dă tot mai buni oameni, care și ei sunt pragul ăla de 10 victorii, 11 victorii, când ajungi chiar la 11, știi? Și nu prea poți să mai speri sau să-ți dorești să întâlnești în late oameni care nu prea au cărți, știi? Adică nu o să-ți dea niciodată la 11 victorii să joci cu unul care are, de exemplu, 2 cu 3. Niciodată nu o să-ți dea. Bă, dar văd că are băiatul cărți acolo, bă. Stă bine pe... stă chiar bine pe cărți băiatul acolo. Nimic de spus, nimic de spus. Așa, cum să jucăm aici?
Dăm un consecration. Nu o să mai dau încă unul, pentru că nu-i cazul. Așa. Așa. Asta încă nu-i buffat. Ok. Jucăm ăsta, punem cât mai multă presiune pe tablă. Și ne uităm tot timpul să avem și câteva cărți rămâne, pentru că îți trebuie răspuns. Deci pentru orice joc, el chiar îți trebuie răspuns. Hai să vedem. A, și apropo, dacă vreți să jucați arena, când vedeți paladinul, mi se pare că e cea mai bună clasă. Deci îți dă cele mai bune cărți. Ai șanse mult mai mari dacă joci paladin sau am observat, acum se joacă mage foarte mult. Deci paladin și mage, astea două staple, deci dacă le vezi, ale. Bă, dar mai ai multe taunturi, mă. Da, se pare că mai are multe taunturi. Bă, dar are două din astea, mă. Ok. Am ceva mec. Am ceva mec, da, stai. Uite, ăsta e un mec bun. Și ăsta e buffat. Ok, asta e bine. Asta e foarte bine că e buffat. O să ne băgăm cu el. Hai da, hai da. Hai da. Hai că mere treaba, mere treaba, aplauze acolo, hai să vedem. Nebunie pe chat. Hai să n-aibă ceva remove-le nasoale. Ideea e că are el 5 cărți în mână, dar nu sunt foarte multe. Având în vedere starea cum e tabla acum, bă, dar iar are mă chestia aia, mă, bă, dar urâtă aia, mă, și acum o să descopere consecration-ul, deci nu pot să cred, mă. Cu siguranță l-a luat consecration-ul. Și a doua carte nu știu ce ia, dar acum o să o deie pe asta, sigur, de aici. O vezi? Asta e consecration-ul. Ăsta-l dă. Ia dacă nu golește el foarte bine tabla, a, mai joacă și așa, am înțeles. A, interesant. Și acum dă consecration-ul. Aha. Bă, da. A jucat bine aici, nu pot să zic că nu a jucat bine. Chiar a jucat foarte bine. Dar nu, mai am ceva totuși pe tablă. Așa, hai să vedem ce mai descoperim aici. A, uite-l aici, ăsta-l căutam. Hai să jucăm taunt-ul ăsta, pentru că, de ce nu? Și jucăm ăștia micuți, mergem face, 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 face și face. Și avem din nou tabla. De fapt, cam tot meciul am avut tabla, nu pot să zic că am pierdut-o vreodată. Atunci cu Holy Nova ăla mi-a golit un pic, dar... are răspuns și la tabla asta. Ce auză nimic așa? Ok. What? O luat două consecration. Băi, ești nebun, mă. Mamă, o luat două, mă, fratele meu. Bă, aia nu-i foarte bine. Ideea e că mai am cu ce să mă arunc pe tablă încă o dată. Mai am cam încă un run din ăsta, știi? Dar chestia că dacă mi golește și pe ăștia, nu văd bine lucrurile. Mai are, mă, are ce pot să mai aibă, mă, să dea tari move-ul? Tari move-ul a avut ăsta? Nici dacă joci pe standard și îți faci tu un deck, nu ai tari move. Prea mult. Bine, multe au luat de la mine. Consecration-ul două bucăți, dar... Mai are trei cărți în mână. Ok. De jucat, oricum a jucat foarte bine, deci a jucat bine. Are cărți, da, se vede că are și băiatul cărți ca lumea. Dar nu mă așteptam să fie chiar Priest, ultimul boss. Interesant. Mă așteptam la un alt paladin, poate un mage, dar văd că alege lumea și Priest-ul. Hai să vedem. Ai trei cărți în mână. Ok. Aia, da. Ok. O carte în mână. Ce e cartea aia? Ok. Am jucat bine acolo cu trade-ul, doar că am consecration-ul, dar din păcate... Da, nu-i chiar. Wow. Ah. Nu mă plăcu. Drop-ul ăsta nu mi l-a plăcut. Ah. Dacă dau așa, moare și ăla. E totuși partea bună. Și pot să mă duc face cu ăsta și mai are o carte în mână, mă. Bă, mai are o carte și el. Drept e că nu mai am tabla atât de... să te sperii de ea, dar... Nu mai are cărți, pe asta mă bazez, că nu mai are... Așa, ăla e o prostie momentan? Ăla nu e o prostie, ăla nu e frumos, ăla nu mi-i place. Dar ce-o ținut el acolo în mână, mă? Ce urât-o ținut-o aia? Hai, dăm ceva bun. Ok. Ok. Nu pot să-l omor din păcate pe ăla. Mai stăm. Bun, e la ultima carte și el.
Ideea e că mie tura viitoare vine ceva sigur bun. Aia 2 cu 6 și 4 cu Divine Shield. Atâta de late game pare că e ok, poate să-mi câștige meciul cărțile alea. Nu știu dacă mai are așa multe removale acolo în deck. Acum s-o ascuns el cu 3-6, le-a dat foarte bine, dar... Ok. Am jucat bine. Și heal-ul ăsta e... Ah! Serios, mă? Își ține taunt-ul, ha? Ok. 4, 6, 7. Nu-i destul cât să-l omor pe ăla. Deci nu o să... Atât. No, să nu mai prindă taunturi sau removale foarte urâte. Acum. Ideea e că nu prea mai... Hai de capul meu, mă! Bă, iară consecrate. Nu pot să cred. Ce bulan poate să aibă omul ăsta, bă, tată. Și mai are gunoiul ăsta mult, mă. Uită-te ce mi-o luat, mă, din deck. Bă, tată, bă! Ce noroc, bă, dar câte ai identifi tu este cu dalea quest, acum le spunem, mă, 7 milioane au avut în deck, mă. Tălmă, pui mei, mă, frate. Da, asta e bună, dar momentan nu e bună. Știi ce zic? Mai las un pic. Bă, dar ce urât, mă! Câte cărți au putut să descopere de la mine să-mi fură ăsta, mă? Groaznic. Și asta a luat totul de la mine. Sau nu, mă, stai că nu am în deck, nu. Am avut-o într-un meci, dar nu... Era gen descoperită, nu așa, da. Deci acum s-a schimbat meciul complet. Am pierdut. Gata, nu mai am ce să fac. Din păcate asta a fost. Adică, știi ce zic, nu mai am ce... Ce să mai îmi doresc sau să sper, știi ce zic? Da? Da, aia e. Spargem măcar ăla. Asta să-l țin, ideea că poate că, nu știu, mai apuc să fac ceva. Singura chestie ce cât de cât încă mă ține în viață faptul că nu mai are cărți în mână, știi? Dar în același timp nici eu nu am cărți în mână și încă nu pot să-l iau pe ăsta, din păcate. Și stau și eu la ultima carte și acum s-o schimba puțin că, vezi cum e? E la el acum. Mingea e la el. Și ideea e că nici nu prea... Mai am ăsta, Bronze Explorer. Nu mai am foarte multe cărți de late ca să zic că mă bazez, că bă, uite, prind acum o chestie și aia schimbă meciul. Mai am numai cărți micuțe multe. Și alea... Da, poate să fie ok, nu? În ideea că nu prea mai are cărți el. Poate să fie ok. Da, nu știu, vedem. Nu știu, e greu meciul ăsta. Greu pentru că a avut foarte multe removale. Prea multe chiar. Prea multe removale, băiatul. Deci ține de mobul ăla, mă. Și ține bine de el. Ține bine. Acum poate să fie puțin avantajul. Caz că prind ceva wow. Aici o să-l omor pe ăsta. Jucăm așa. Și un pic de heal. Și pot să zic că am luat tabla un picuț. Așa. Uai, ce meci greu, bă. Bă, deci nu pot să cred. Deci cât de stresant poate să fie ultimul meci tot timpul. Tot timpul când ajungeam așa la 11 victorii, ultimul meci era, bă... Niciodată nu se întâmplă să ajungi la ultimul meci și să e disconnect ăla sau cum mai se întâmplă pe la o victorie sau așa, știi? Tot timpul e foarte concentrat, ultimul e foarte mega cărți alese tot timpul. Aici probabil că cartea asta m-a scos un pic, mai ales că l-am prins și pe Bronze Explorer-ul, care e foarte bun, mă depinde ce are în alea două cărți în mână. Pentru că mai pot să-mi facă multe surprize încă. Încă mai se poate. Că văd că și le gândește un pic. Deci probabil că ori mă ține pe mine așa pe șah. Să nu știu să mă stresez un pic și el practic nu are absolut nimic ca bun. Uite că totuși a avut ceva. Nu știu dacă chiar asta și-a dorit el să facă, dar... A avut ceva. Hai să vedem ce descoperim aici. Uuuu!
Și-o dat la ăla cu hilo, vai de capul meu. I-a dat la băiatul cu hilo. Mamă, cum s-a întors aici. Ce are acolo, ce are acolo? Iar ai de bă, dar câte au avut, mă, 5 din astea? Ideea e că acum am chiar prostă cărți și în deck și în mână. Deci nu ai ce să mai miei, gata, mi-ai luat tot, frate. Mi-ai luat tot, tot ai copiat de la mine. Ce să mai vrei să-mi iei sufletul? Nu mai ai ce să-mi iei, gata, s-a terminat cu luatul. Ipa, gata, ai luat destul. Da, uite ce-a avut în mână aia lui, mă. Băi, ești dilă de cap, mă. Ultim atac. Că nu mai am, nu mai am, efectiv, nu mai am ce să fac. Gata. Deci dacă mai are încă ceva, dar, bă, dar ce-o dat, mă, o dat? A avut light bomb, mă, tu ești bolând, mă, dar câte remove le poate să aibă ăsta, mă, frate? Bă, dar ce-i absurd omul ăsta, mă? Deci e efectiv absurd. E plin de remove le, mă. Bă, dar nu mai am cărți în deck, mă, frate, ce faci? Ce te descoperi atât? Uite, el e plin de cărți încă, tu vezi că mai are 10. Ok, asta am văzut că mi-a furat-o, că mai au bani în mână, adică n-avea ce să-mi fure. Așa, nu prea am ce să mai prind acum, adică... Da, ăsta care e mișto aici. Ai ce trebă? Nu știu să-l... Hai că-l joc! Da, nu să-l joc. Bă, îl joc, mă! Bă, îl joc! Îl joc, mă, frate. Deci dacă mai are încă un remove, e gata meciul. E clar. Deci gata. Deci nu poți să ai așa deck. N-ai cum. Și eu am deck bun, că am ajuns până aici. Dar nu poți să ai 5-6 identity twist din alea, să descoperi toate cărțile din lume și holy nova și nebunii. Nu poți. Efectiv, nu poți. N-ai cum să ai așa deck. E imposibil. Și să ai atâtea remove-le. Aia zic, mă, tată. Aia zic. Dar nu zic bine. Bine-s, bă. Bine-s. Asta-i, tati. Așa. Asta e pentru voi, pentru revenirea mea pe YouTube, da? Vreau acolo 20 de like-uri până mâine. Deci dacă faci 12 victorii, tati, uite-ți reward-urile. Bine-s. Bun, mă. Deci, 220. Da, ia, o carte nu-mi place. Când dă cărți nu-mi place. 30, pachet și încă o carte. Nu mi-i place, nu mi-i place, nu, nu, nu. Nu-i foarte wow, se putea mult mai bine, în loc de cărțile alea putea să fie orice altceva, nu cărți. Cărți nu-mi place și acum o să deschid și pachetul, tot pentru voi, să savurăm 12 victoria. Nu vine cu o legendară, mă. Bun, like, subscribe, băieți, ne auzim data viitoare. Peace!